Cele două echipe care și-au disputat aseară titlul la basket feminin, Universitatea Goldi și Cimarad și CSM Târgoviște, își împart de 18 ani supremația în competiția internă. După 1998, când Aradul cucerea primul campionat, medaliile de aur au ajuns doar în cele două orașe. Cele două grupări au rezultate bune și în competițiile internaționale. Dacă Aradul a cucerit de două ori Cupa Europei Centrale, Târgoviște a reușit un parcurs excelent în Euroligă, fiind prima echipă care a reușit să joace în cea mai importantă competiție europeană. După finala de ieri, perspectivele interne și internaționale par să fie mult diferite pentru ele. Echipa arădeană ar putea fi înscrisă într-o competiție mai importantă din toamnă, cu sprijinul primăriei, cel mai probabil în Eurocup Women. Am convenit că vor evolua în una din cupele europene, deci și trebuie acum să-și facă un calcul, să vedem pe ce direcție vom merge. Am discutat și partea financiară, de aceea fac un apel și la oamenii importanți din Arad pentru a susține o viitoare campanie financiară a echipei, pentru că ne interesează să facem pentru sportul românesc un pas important în Europa, poate chiar mai sus decât cupele europene pe care le-am adus și anul acesta și în urmă cu 2 ani. Le-am rugat să rămână în formula respectivă și cu dorința de a ne întări echipa, evident la recomandările antrenorului și a clubului. Da, mi-aș dori foarte mult ca această echipă să participe în Eurocup. Nu are rost să ne hazardăm în Euroligă. Ați văzut ce a pățit Târgoviștea. Da. Târgoviștea cu un lot excepțional. Dacă mergeau în a doua cupă valorică, cred că făceau ceva istoric pentru România. Vreau să o luăm pas cu pas. Această echipă a Radului putea să facă față în Eurocup Women. La Târgoviște situația este tensionată, iar echipa riscă să fie retrasă iarăși din campionat.